apărut știrea din care o țară întreagă a aflat cam la ce cifră se ridică șpăgile pe care Radu Mazăre împreună cu echipa sa le-au colectat în perioada în care au condus orașul Constanța. Suma este măcar impresionantă, 1,5 milioane de euro, și având în vedere că de obicei chestiunile care ajung ca informație publică sunt vârful icebergului, ne putem imagina câți bani a scos edilul Constanței împreună cu echipa sa pe perioada în care a fost primar. Ok, din punct de vedere psihologic, câți bani a luat este mai puțin relevant. Ce este relevant este cum e posibil, cum se ajunge la așa ceva. Acum, factorii care influențează acest tip de comportament îi găsim pe trei paliere. Primul palier este nivelul individual. Ce să vă spun? La nivel individual, 1% din populație, indiferent în ce context îi pui, își vor menține un comportament onest. 1% din populație, indiferent în ce context îi pui, vor găsi modalități de a trișa, de a fura, de a fi neonești într-un fel sau altul. Noi, ceilalți, 98%, hai să spunem că suntem flexibili. În funcție de situații, de contexte, putem să fim mai mult sau mai puțin onești. Iar cercetarea psihologică indică, de fapt, niște chestiuni tulburătoare, în sensul în care noi, cei 98%, puși în situații excepționale, putem ajunge la niște acte de cruzime pe direcția aceasta absolut tulburătoare. Și vă recomand să vă uitați un pic pe experimentele pe care le-a făcut Zimbardo, asta doar ca să începeți un pic, ca să vă dați seama de ce suntem capabili ca oameni. De asemenea, experimentele lui Milgram aduc și ele o lumină nouă și de asemenea tulburătoare legată de cât de flexibile sunt limitele noastre în materie de etică, în materie de comportamente prosociale. Al doilea nivel la care găsim explicații pentru ceea ce se întâmplă în legătură cu corupția oficialilor noștri este cel legat de natura umană. Pe scurt, putem să spunem în felul următor. Puțini oameni fură mult. În schimb, foarte mulți oameni fură puțin. Da, mă refer la pixul cu care mulți dintre noi am plecat de la locul de muncă. Ideea este că toate astea se adună și, la un moment dat, pagubele produse, cel puțin în anumite experimente, sunt mai mari de la cei care fură mult, totalizate, cât de la cei care fură puțin, totalizate, decât de la cei care fură mult. Un alt lucru de menționat legat de firea umană este că, în momentul în care apare o mică înșelăciune, un mic furt, lucrul acesta ne crește toleranța pentru furturi și înșelăciuni mai mari. Este ca și cum cumva ne adaptăm și putem să ne menținem părerea bună despre sine chiar în contextul în care facem fapte din ce în ce mai reprobabile, pentru că ne obișnuim. Și nu în ultimul rând, conformismul. Faptul că mulți dintre noi ne aflăm în niște cercuri în care astfel de comportamente nu numai că sunt tolerate, sunt încurajate, cumva este ca și cum lucrul ăsta pe de o parte ne justifică comportamentul și pe de altă parte este un semn al apartenenței la acel grup și de asemenea ne purtăm în acord cu valorile și cu cultura din acel grup. Ultimul factor care ține de natura umană, cel puțin în opinia mea, nu că ar fi aceștia toți, ci dintre cele pe care vreau să le menționez, în legătură cu corupția, ceea ce contează foarte mult este faptul că doar rare ori se lucrează direct cu bani și atunci de obicei nu vorbim de sume foarte mari. Ceea ce se întâmplă este că lucrăm cu contracte, banii sunt doar pe hârtie, sau lucrăm cu transferuri bancare, sau lucrăm prin intermediari. Faptul că nu avem direct contact cu banii este un fenomen care favorizează corupția. La nivel de societate, oricât de dificil ne-ar fi să realizăm lucrul acesta, societatea creează individul.
Dacă ne uităm în mass media, vedem foarte multe evenimente de genul acesta, vedem ce este rău, vedem știrile de la ora 5. Practic, știrile sunt despre drame, despre tragedii, despre evenimente de genul acesta negative și care creează un climat legat de noi oameni ca fiind de cele mai multe ori răi. Și nu aceasta este principala problemă, ci faptul că în mass media, în spațiul public, arare ori își fac loc eroi. Arare ori se vorbește despre oamenii care sunt verticali, care sunt onești, care se evidențiază în acest fel și care o viață întreagă sau pentru o perioadă au făcut lucruri extraordinare pentru comunitatea în care trăiesc. Faptul că nu se insistă pe onestitate, faptul că onestitatea nu reprezintă o valoare promovată prin toate mediile, este mai degrabă ceva ce favorizează corupția, oricât ar părea de paradoxal. Practic avem nevoie de eroi, avem nevoie ca un copil care crește să-și dorească să devină un om vertical, pentru că acest lucru este prețuit de societate. Așa încât, în acest video, pur și simplu aș vrea să lansez o provocare pentru mass media. Dragilor, când faceți o știre, gândiți-vă să prezentați și eroul, omul care a făcut lucruri bune. Când scrieți un blog, vorbiți despre lucrurile bune care se întâmplă în jur. Nu zic că acest fenomen nu există, zic doar că avem nevoie să-l transformăm într-o prezență constantă în spațiu public, așa încât să poată inspira noile generații să creeze o societate care ulterior să-și pună amprenta asupra individului și acestea toate la un loc vor conduce treptat la o scădere a fenomenului corupției. Mulțumesc tuturor, o zi grozavă!